Iubiți frați și surori, în numele Domnului Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, în această zi de sabat, mulțumim încă o dată lui Dumnezeu pentru acest privilegiu pe care îl avem să putem studia împreună din Cuvântul Său cel Sfânt, în deplină libertate și cu bine să fim cu toții în locașul de închinare și să ascultăm din Cuvântul Său cel Sfânt, despre care învățam la școala de sabat, că este dătător de viață pentru acei care îl iau în considerare. Aș vrea să ne oprim în acest studiu, din această dimineață de sabat sfânt, asupra acestui text pe care l-am amintit la început, care de altfel, este bine cunoscut de noi și de multe ori folosit în discuțiile noastre, în studiile noastre și în prezentarea Cuvântului lui Dumnezeu. Ceea ce Apostolul Pavel scria corintenilor în acest text era o parte din experiența sa și, putem spune, un răspuns la rugăciunile pe care el le-a înălțat către Dumnezeu. Și știm și de ce se ruga el lui Dumnezeu. Nu? În urma experienței convertirii sale, rămăsese, cum spune el aici în capitolul 12 din a doua Corinteni, cu un țepuș în carne, care sigur că îl deranja. Și pe noi ne deranjează țepușul, dacă este în corpul nostru. Și dorim să scăpăm de acel țepuș pentru ca să nu ne mai deranjeze. Lucru pe care și l-a dorit și Apostolul Pavel. Și ca să poată fi eliberat de acest lucru, știa că în propria sa putere nu putea să facă. Nu era un țepuș, așa cum se întâmplă adeseori în viața noastră, în mărăcine sau altă, un alt țepuș care se intre în corpul nostru și fie că singuri, fie că ajutați de cineva, putem să scoatem țepușul respectiv și după un timp dispare și durerea. Țepușul la care Apostolul Pavel făcea referire era un țepuș care, sau de eliberarea căruia nu depindea de el nimic, nu putea să facă nimic pentru ca să se elibereze. Motiv pentru care, spune el, de trei ori am rugat pe Domnul să-mi-l ia. Și răspunsul din partea Domnului la rugăciunile lui Pavel a fost acesta. Harul meu îți este de ajuns. Și cu acest gând, Apostolul Pavel, privind în istorie, a plecat mai departe. Să slujească lui Dumnezeu și să caute să facă voia sa. A căpătat deplină încredere în aceste cuvinte pe care Domnul i le-a spus și a continuat mai departe să-și îndeplinească chemarea la care, sau pe care Dumnezeu i-o adresase și o făcuse. Și preocuparea sa a fost întotdeauna ca nu cumva harul pe care Domnul îl acordase să fie zadarnic în viața sa. Din această experiență aș vrea să învățăm și noi, punând alături de această experiență a lui Pavel, experiența unui alt bărbat care este menționat pe paginile Sfinte în Sfânta Scriptură. Și de fapt, nu eu pun alături aceste două experiențe, ci Cuvântul lui Dumnezeu, Spiritul Profetic, pune alături aceste experiențe ca noi să învățăm prin comparație din această istorie. Și alături de experiența Apostolului Pavel, în Cuvântul lui Dumnezeu este pusă experiența lui Saul, primul împărat al lui Israel. Și referitor la acesta, Cuvântul lui Dumnezeu spune în 1 Samuel, capitolul 15, un lucru frumos despre Saul.
Și citim versetul 17. Când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fie împărat peste Israel. Erau cuvintele lui Samuel adresate lui Saul ca o mustrare și în același timp un avertisment ca el să privească în urmă la felul cum Dumnezeu l-a condus, l-a călăuzit și l-a ajutat. Și condiția pe care el o avea atunci și ce se întâmpla la momentul când Samuel îi adresa aceste cuvinte în viața lui Saul. Îi reamintește Samuel un lucru important lui Saul. Când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel. De ce a ajuns Saul căpetenia seminților lui Israel? De ce a ajuns el rege peste poporul Israel? Pentru că era mic în ochii lui? Doar pentru aceasta? Nu doar. Deși și aspectul acesta era de o importanță majoră în viața unuia care trebuia să devină rege. Iată ce spune Spiritul Profetic și vreau să citim din Harul Uimitor, pagina 241. Aici Samuel scoate în evidență motivul pentru care a fost urcat Saul pe tronul Israelului. El avea o părere umilă cu privire la propriile sale înzestrări și era gata să se lase învățat. Când sorțul a căzut asupra lui, era sărac în cunoștință și experiență și avea, alături de multe calități și defecte serioase de caracter. Iată, Spiritul Profetic ne lămurește motivul pentru care Saul a ajuns împărat peste Israel. Nu doar pentru că era mic în ochii lui, nu doar pentru că era umil și avea înzestrări deosebite, ci și pentru că avea defecte serioase de caracter. Pare ciudat pentru noi lucrul acesta. Cum? Când pui pe cineva căpetenie peste alții, cauți să ai calități cât mai multe și defecte cât mai puține. Dar în cazul nostru, Dumnezeu l-a ales pe Saul atât pentru calitățile pe care le avea, cât și pentru defectele pe care le poseda. Și observăm aici că Spiritul Profetic face mențiunea că aceste defecte erau defecte serioase de caracter. Dar de ce a ales Dumnezeu să lucreze în felul acesta? Ca să lucreze și în viața lui Saul, ca și în viața lui Pavel. Să spună și lui Saul același lucru ce i l-a spus mai târziu lui Pavel. Harul meu îți este de ajuns. Spiritul Profetic continuă și ne vorbește privitor la Saul. Dacă ar fi fost dispus să rămână umil, căutând neîncetat să fie călăuzit de înțelepciunea divină, ar fi fost făcut în stare să se achite de îndatoririle înaltei sale poziții cu succes și cinstă. Sub influența Harului Divin, fiecare calitate va adăuga tărie câtă vreme trăsăturile rele vor fi îndepărtate. Ce trebuia să facă Saul ca să poată rămâne un rege care să facă onoare lui Dumnezeu și poporului său?
să rămână umil, să rămână sub călăuzirea divină în continuu. Și atunci, în felul acesta, ar fi fost făcut în stare să se achite cu credincioșie, cu bine de datoriile pe care le avea. Trist lucru în viața lui Saul a fost că el nu a rămas în această poziție, și anume de umilință și dorință de a fi învățat. După ce a ajuns rege, cunoaștem din istorie că foarte repede s-a încrezut în sine și mândria l-a cuprins și dorința de întâietate și de înălțare a fost primordial în viața lui. Chiar și după această mustrare pe care Samuel i-o face și zice: când erai mic, în ochii tăi, nu te-a ales Dumnezeu căpetenia seminților lui Israel. Dacă citim în continuare a capitolului 15 din 1 Samuel, vedem că nu departe este scris, 2-3 versete mai jos, ceva interesant. După ce Samuel îi spune lui Saul acest lucru, Saul vine și spune: am ascultat glasul Domnului și m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Și Samuel revine cu avertizările și cu mustrările din partea lui Dumnezeu să-l determine pe Saul să înțeleagă că nu fusese în calea Domnului și nu făcuse ceea ce Dumnezeu îi spusese și ceruse să facă. Și Saul tot insista în direcția aceasta, că am ascultat glasul Domnului și m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Până când Samuel se întoarce și vrea să plece. Și atunci Saul îi spune și roagă pe Samuel să rămână. Și Saul refuză să rămână alături de Saul. Și spune: nu mă voi întoarce cu tine, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului și Domnul te leapădă ca să nu mai fii împărat peste Israel. Când Saul aude hotărârea aceasta, tremură la acest gând. Și de ce tremură? Pentru că a simțit ce înseamnă să fii lepădat de Domnul? Nu. Nu aceasta l-a preocupat cel mai tare pe Saul, ci el dorea să fie în fruntea poporului. Și când aude acest lucru, Saul l-a apucat de pulpana hainei pe Samuel. Și ce s-a întâmplat? S-a rupt haina lui Samuel. Și Samuel vine din nou și spune: Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta și o dă altea mai bun decât tine. Și atunci Saul își dă seama în parte de greșeala lui și recunoaște: am păcătuit înaintea Domnului. Dar cu toate că recunoaște și rostește aceste cuvinte, ce dorință are el mai departe? Acum te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu și în fața lui Israel. Întoarce-te cu mine ca să mă închin înaintea Domnului Dumnezeului tău. Ce dorință avea Saul mai departe? Ca să fie cinstit în fața poporului, să fie văzut bine, să fie apreciat, să fie lăudat, să fie adorat ca rege, ca împărat. Și preocuparea lui nu era ca să fie ascultător de Dumnezeu și să împlinească voia lui Dumnezeu. Din această experiență ar trebui să învățăm și noi. Pentru că în continuare Spiritul Profetic în această carte despre care am amintit spune următorul lucru.
Aceasta este lucrarea pe care Domnul intenționează să o facă pentru toți cei ce îi se consacră. Și care este lucrarea pe care vrea Domnul să o facă pentru toți cei care îi se consacră? Lucrarea este aceasta. Ca să ne spună și nouă, cum a vrut să spună și lui Saul, cum a spus și lui Pavel, harul meu îți este de ajuns. Căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșit. Aceasta este dorința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Să ne facă să înțelegem acest lucru. Că noi, în propria noastră putere, nu putem să ajungem desăvârșiți. Noi avem, ca și Pavel, ca și Saul de altfel, și ca toți ceilalți oameni de pe fața Pământului, atât calități, cât și defecte. Și poate se, cu siguranță se poate spune și despre noi, ca și despre Saul, defecte serioase de caracter. Dar în ciuda acestor defecte serioase de caracter, Dumnezeu ne cheamă să lucrăm cu El, pentru El și pentru semenii noștri. Dar cum vrea să lucreze Dumnezeu cu noi? Așa cum a lucrat și cu Pavel. Și cum a încercat să lucreze și cu Saul. Trist lucru a fost că Saul nu s-a lăsat până la urmă condus și călăuzit de Dumnezeu, nu s-a lăsat învățat și n-a ascultat întotdeauna pe glasul lui Dumnezeu. Pe când Pavel, ce a făcut? Cum ne prezintă cuvântul lui Dumnezeu că a procedat el? S-a lăsat condus de Dumnezeu și făgăduința aceasta pe care Domnul i-a dat-o, răspunsul pe care l-a primit la rugăciunile sale, și anume, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită, l-a condus și călăuzit în tot restul vieții. Și preocuparea lui Pavel întotdeauna a fost să împlinească voia lui Dumnezeu și să determine și pe alții să facă acest lucru. Astăzi ne spune Spiritul Profetic că Dumnezeu procedează la fel și cu noi. Și ce face? Tuturor celor ce vor primi învățătură, El le va da har și înțelepciune. El le va descoperi defectele lor de caracter și va revărsa asupra tuturor celor ce caută ajutorul Său tăria de a-și îndrepta greșelile. Oricare ar putea fi păcatul cu care se luptă omul, oricare ar fi patimile amare sau distrugătoare care luptă pentru supremație, el poate birui dacă va vechea și se va război cu ele în numele și tăria ajutorului lui Israel. Copiii lui Dumnezeu ar trebui să dezvolte o intoleranță acută față de păcat. Care este lucrarea lui Dumnezeu pe care dorește să o înfăptuiască cu noi astăzi? Să ne corecteze. Nu? Acele defecte serioase de caracter pe care El le cunoaște foarte bine, mai mult decât ni le cunoaște noi, dorește să le corecteze. Și ce face Domnul? Care este lucrarea lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi? Ne conduce în așa fel încât să ne descopere defectele de caracter. Pe Saul, de exemplu, l-a așezat sau l-a chemat să fie rege. Și acolo Dumnezeu a încercat să lucreze cu el și să-i descopere defectele pe care le avea. Ca să și le biruiască, ca să și le corecteze. Lucru trist a fost că Saul n-a colaborat cu Dumnezeu în privința aceasta. De asemenea, și pe Pavel l-a chemat și l-a așezat într-un loc în care
să-și descopere defectele de caracter. În comparație cu Saul, ce a făcut Pavel? Ce știm din Cuvântul lui Dumnezeu că a făcut el? Spune, chiar el mărturisește despre sine. Mă lupt aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, lovesc cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Nu? Deci se lupta cu sine și căuta să-și biruiască defectele de caracter prin puterea lui Dumnezeu. Și a reușit cu ajutorul Domnului. Și la sfârșit a putut spune cu încredere, m-am luptat lupta cea bună. Am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa pe care mi-o va da Dumnezeu pentru că am biruit. Și nu numai mie, ci tuturor acelora care vor merge pe această cale, care vor lupta la fel. Saul, împăratul Israel, n-a putut să spună lucrurile acestea. Pentru că el n-a câștigat această biruință asupra defectelor serioase pe care le avea în caracterul său. Pe când Pavel, condus de Dumnezeu, bazându-se pe harul pe care Domnul i l-a promis, a putut să câștige biruința asupra defectelor din caracterul său. Astăzi, făgăduința pentru noi este aceeași. Că Dumnezeu vrea să lucreze la fel și pentru noi. Și ne oferă și nouă aceeași putere ca să ne corectăm și să ne îndreptăm greșelile. Oricare ar fi păcatul cu care se luptă omul, oricare ar fi patimile amare sau distrugătoare care luptă pentru supremație, el poate birui dacă va vedea și se va război cu el în numele și tăria ajutorului lui Israel. Și în școala de sabat ni se prezenta această idee și îmi place și exprimarea de aici pe care vreau să o citesc în lecția de învățat la subtitlu 4, nota întrebării B. Hristos i-a legat de tronul lui Dumnezeu cu lanțul de aur al dragostei sale neîntrerupte. Este scopul său acela ca forța cea mai mare din univers, emanând de la sursa a toată puterea să fie a lor. Ei urmează să aibă puterea de a se împotrivi răului, putere pe care nici pământul, nici moartea, nici iadul nu o pot înfrânge, putere care îi va face în stare să biruiască așa cum a biruit Hristos. Ce mi-a plăcut aici exprimarea aceasta privitor la caracteristicile acestei puteri? Putere pe care nici pământul, nici moartea, nici iadul nu o pot înfrânge. Putere care îi va face în stare să biruiască așa cum a biruit Hristos și în continuarea listei putem să punem multe alte nume, printre care și Pavel. Făgăduința era, citeam aici, că dacă Saul s-ar fi considerat mic, așa cum a fost la început și după ce a fost ales ca rege, dacă ar fi căutat să învețe de la Dumnezeu, în ciuda defectelor serioase de caracter pe care le avea, ar fi fost făcut în stare să se achite de datoriile de rege și de reprezentant al lui Dumnezeu pentru poporul său. Și astăzi, nu? Acum, Domnul nouă ne spune același lucru. Dacă apelăm și folosim acest har al lui Dumnezeu, această putere pe care nici pământul, nici moartea, nici iadul nu o pot înfrânge, putem fi făcuți în stare să biruim. Oricare ar fi locul în care ne-a pus Dumnezeu,
oricare ar fi răspunderile sau primejdiile pe care le înfruntăm, ar trebui să ne amintim că El a făgăduit că va fi, că va oferi harul trebuincios căutătorului sincer. Cei care se simt nevrednici pentru postul lor, dar pe care îl acceptă pentru că Dumnezeu le poruncește, bizuindu-se pe puterea și înțelepciunea sa, vor înainta din tărie în tărie. Ce făgăduință mai mare vrem din partea lui Dumnezeu? Paragraful acesta cuprinde totul. Oricare ar fi locul în care suntem așezați de Dumnezeu, oricare ar fi problemele cu care ne confruntăm, indiferent care sunt răspunderile, mai mari sau mai mici, care sunt greutățile, trebuie să ne amintim că El a făgăduit că va oferi harul Său tuturor acelora care îl cer și au nevoie de El. Cei care se simt nevrednici, neînstare de a face față cerințelor pe care Dumnezeu le pune înaintea lor, primesc această putere și sunt făcuți în stare să se achite de datoriile pe care le au, bizuindu-se nu pe puterea lor, nu pe înțelepciunea lor, ci pe puterea lui Dumnezeu și pe înțelepciunea care vine de sus. Aceștia vor înainta din tărie în tărie. Este făgăduința lui Dumnezeu. Aceștia putem să fim oricare dintre noi. Putem să fim toți cei de față. Cu condiția ca să călcăm pe urmele lui Pavel. Să evităm istoria și experiența lui Saul, ci să acceptăm în viața noastră această lucrare pe care Dumnezeu intenționează să o facă pentru cei care doresc să fie împreună cu El. Să mulțumim lui Dumnezeu atunci când ne descoperă defectele din caracter și să cerem ajutorul Său pentru ca să ni le putem corecta. Pavel, în comparație cu Saul, a privit lucrul acesta într-un mod cu totul deosebit, și anume chemarea lui Dumnezeu. Și a fost mulțumit de felul cum Dumnezeu l-a condus și de locul în care Dumnezeu l-a așezat. Iată ce spune el tot Corintenilor în prima epistolă, la capitolul 15, versetul 8. Cum se considera Pavel în comparație cu ceilalți? După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Și Pavel nu era oricine în societate. Fusese și el învățat de profesorii vremii, avea și el o cultură deosebită față de mulți alții, dar cu toate acestea nu s-a încrezut în aceste lucruri pe care le poseda. Ci în comparație cu ceilalți apostoli, în comparație cu măreția divină, cum s-a considerat el? Ca o stârpitură. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Aceasta era